Doi pescari au făcut o descoperire macabră. Aceștia și-au încheiat brusc partida de pescuit când au zărit în apele Someșului trupul neînsuflețit al unui bărbat. Oamenii au alertat imediat autoritățile. Nu mai încep. Poți să-ți oprești motorul. Descoperire șocantă făcută de doi bărbați care au ieșit la pescuit pe râul Someș. Aceștia au dat peste trupul neînsuflețit al unui bărbat care plutea pe apele râului între localitățile Merișor și Bârgău. Am văzut că plutește ceva pe apă și am zis către colegul că e un cadavru, un glumă, n-am știut ce. El a zis că e vacă, dar până la urmă când a trecut cu dreptul nostru, am văzut că e un... Bărbații au alertat imediat autoritățile. Pompierii au avut o misiune dificilă din cauza curenților puternici, dar au reușit să depisteze și să aducă la mal trupul neînsuflețit. Eram la pescuit, am văzut părul ceva care mi s-a părut suspect, ne-am uitat, am dedus că e un om plutea. A sunat la 112. Polițiștii bănuiesc că victima este un bărbat din localitatea Tămaia, care a dispărut în urmă cu aproximativ o săptămână după ce a vrut să se răcorească în râul Someș. Cadavrul a fost transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei, dar și pentru a stabili identitatea victimei.